Te salut, sunt Mirela Ivas. Bine ai venit la sesiunea cu numărul 18 din programul 30 de zile cu yoga dimineața. Aceasta este o sesiune pe care o poți practica în mod de sine stătător sau folosește linkul din descriere pentru a intra în provocarea celor 30 de zile cu yoga dimineața. Aceasta este o sesiune de yoga pentru dureri de spate. Ne vom regăsi pe saltea, pentru care vom veni în table pose. Sprijinim în genunchi și în brațe. Aliniem genunchii cu lățimea șoldurilor, palmele larg deschise, încheietura mâinilor sub umeri. Inspir la centru și cu expirul conducem bărbia către piept, arpuim spatele în cat pose. Inspir, relaxez abdomenul, deschid ușor pieptul în cow pose. Expir în cat, bărbia către piept, împing buricul către coloană. Inspir, deschid pieptul. Expir, bărbia către piept, arcuiesc spatele în cat pose. Inspir, relaxez abdomenul, deschid pieptul în cow pose. Expir, cat. Inspir, cow. Ultima, expir. Cat. Inspir. Cow. Revin cu trunchiul neutru. Relaxez câteva respirații în child pose. Conduc șezutul către călcâie. Odihnesc fruntea spre saltea sau pe dosul palmelor. Revenim ușor în table. Piciorul drept. Întindem. Împingem spre călcâi, genunchiul către piept și pășim în față, între palme. Venim în low lunge, Anjaneyasana. Genunchiul îl stabilizăm deasupra gleznei. Înălțăm ușor cu trunchiul, întindem brațele. Inspir lung și cu expirul voi așeza palmele la baza capului. Păstrez coatele deschise în lateral. Inspir. Deschid pieptul, arcuiesc ușor spatele, expir, conduc bărbia către piept. Inspir, arcuiesc spatele în deschidere, expir, conduc bărbia către piept. Inspir, deschid, expir, bărbia către piept. Ultima, inspir, deschide pieptul, expir, bărbia către piept. Revenim ușor, păstrăm palmele la spate, la baza capului. Inspir și cu expirul ne deschidem către dreapta, centru, inspir, către stânga, centru, inspir, către dreapta, expir, centru, inspir, către stânga, expir, centru, inspir, către dreapta, expir, centru, inspir, către stânga, expir, centru, inspir, dreapta, expir, centru, inspir, stânga, expir. Inspir, expir la centru. Inspir, centru. Lateral, dreapta, în flexie. Expir. Centru, inspir. Lateral, stânga, expir. Centru, inspir. Aplec spre dreapta, expir. Centru, inspir. Aplec spre stânga, expir. Centru, inspir. Dreapta, aplec, expir. Centru, inspir. Stânga, aplec, expir. Centru, inspir, aplec dreapta, expir. Centru, inspir, aplec stânga, expir. Eliberez brațele. Inspir, expir. Cobor trunchiul, pășesc în spate și vin în child pose. Varianta cu genunchii apropiați sau deschiși lateralul saltelei. Odihnesc fruntea în podea sau pe dosul palmelor. Revenim în table. Aliniem genunchii sub șolduri, întindem piciorul stâng, împingem spre călcâi. Conducem genunchiul către piept, pășim în față, între palme. Poziționăm genunchiul deasupra gleznei. Înălțăm ușor cu trunchiul și brațele. Inspir, expir. Low lunge, Anjaneyasana. Inspir și cu expirul voi conduce palmele la spate,
la baza capului. Păstrez coatele deschise în lateral. Inspir să deschid pieptul, să plăcuiesc ușor spatele. Expir, conducem bărbia către piept. Inspiră, deschide pieptul. Expiră, bărbia către piept. Inspiră, deschide. Expiră, bărbia către piept. Ultima, inspiră, deschide pieptul, arcuiește spatele. Expiră, bărbia către piept. Revenim la centru. Inspir centru și cu expirul ne răsucim cu deschidere către stânga. Centru, inspir, către dreapta, expir. Centru, inspir, către stânga, expir. Centru, inspir, dreapta, expir. Centru, inspir, deschid către stânga, expir. Centru, inspir, deschid către dreapta, expir. Centru, inspir, deschid stânga, expir. Centru, inspir, deschid dreapta, expir. Revenim la centru, inspir, expir. Inspir la centru, aplec în extensie laterală către stânga. Inspir centru, aplec dreapta, expir. Centru, inspir, aplec stânga, expir. Centru, inspir, aplec dreapta, expir. Centru, inspir, aplec stânga, expir. Centru, inspir, aplec dreapta, expir. Centru, inspir, aplec stânga, expir. Centru, inspir, aplec dreapta, expir. Eliberăm brațele, inspiră, expiră. Coboară trunchiul, pășește în spate. Din nou în child pose, varianta cu genunchii apropiați sau genunchii deschiși în lateralul saltelei. Brațele pe lângă corp, relaxează fruntea înspre podea sau fruntea pe dosul palmelor. Revenim ușor în table. Inspiră, expiră, întinde piciorul drept, împinge spre călcâi. Conduce genunchiul către piept și pășește în față între palme. Poziționăm genunchiul deasupra gleznei. Este posibil să fie util un cub în funcție de dimensiunea corpului tău. Inspir și cu expirul vom păstra șezutul înălțat, în timp ce brațele oferă sprijin, întindem piciorul drept, fruntea către genunchi. Cubul ne poate ajuta să echilibrăm postura pe partea de care avem nevoie, astfel încât să păstrăm bazinul echidistant față de podea. Talpa flexată. Revenim ușor, repoziționăm genunchiul deasupra gleznei, sprijinim în brațe, pășim în spate cu dreptul. Venim în child pose, o respirație, inspiră, expiră. Table, piciorul stâng întinde și împinge spre călcâi, conduce genunchiul către piept, pășește în față între palme. Poziționăm genunchiul stâng deasupra gleznei, inspiră. Și cu expirul șezutul îl vom menține sus, întindem piciorul stâng, flexăm talpa, brațele ne oferă sprijin în lateral, conducem fruntea la genunchi. Inspiră, expiră aici. Stabilizează bazinul. Revenim ușor. Sprijinim în brațe, pășim în spate, venim în child pose. Înălțăm ușor trunchiul și vom menține cu sprijin pe gambe. Folosim cubul pentru a alinia postura, cubul între pulpe. Păstrăm sprijin pe genunchi, de aici. Conducem Ushtrasana, the camel pose. Vom așeza palmele pe osul sacrum, inspiră și cu expirul împinge bazinul spre înainte în timp ce orientezi pieptul cu deschidere către cer. Și revină ușor
Reașează șezutul spre călcâie. Continuăm cu două runde. Ushtrasana. Înălțăm cu sprijin în genunchi. Palmele pe osul sacrum. Inspiră, deschide amplu. Împinge bazinul spre înainte. Deschide pieptul. Bărbia revine către piept. Coborâm șezutul. Relaxăm. Camel pose. Ushtrasana. Ultima rundă. Venim cu sprijin în genunchi. Palmele pe osul sacrum. Inspiră lung, expiră, împinge bazinul spre înainte, deschide pieptul. Bărbia revine către piept, relaxăm șezutul înspre călcâie. Continuăm, venim pe spate. Întindem complet, eliberăm picioarele. Ușor depărtate, dincolo de lățimea bazinului, brațele pe lângă corp. Happy baby pose. Cu următorul inspir, conduce genunchiul drept către piept. Presează cu palmele peste tibie. Folosește brațul drept prin interiorul piciorului și prinde degetul mare. Corintează talpa spre tavan. Menține aici postura în timp ce relaxezi în respirație. Eliberează ușor piciorul, întinde-l spre podea. Cu următorul inspir, piciorul stâng, genunchiul către piept, presăm cu palmele peste tibie, adâncim zona lombară în contactul cu podeaua și vom folosi brațul stâng prin interiorul piciorului să prindem degetul mare, orientând talpa spre tavan. Respiră în timp ce susții postura. Revenim ușor și întindem în podea piciorul stâng. Îndoim ambii genunchi și vom conduce către piept. Prindem cu palmele peste tibie. Adâncește zona lombară înspre contactul cu podeaua. Deschide genunchii în lateral și brațele prin interiorul picioarelor vor prinde degetele mari de la fiecare talpă. Orientăm tălpile spre tavan. Happy baby pose. Retrage umerii și omoplații în jos spre saltea, bărbia către piept. Balansează ușor stânga-dreapta. Eliberează călcâiele spre bazin, apropie genunchii, tălpile în podea. Venim pe o parte și ne vom înălța în șezut. Palmele se vor odihni cu fața în jos pe genunchi. Lasă ca efectele tranziției din culcat în șezut să se estompeze. Conducem palmele la piept, atingem cu degetele mari osul sternului, încheiem aici sesiunea noastră de astăzi, să-ți fie cu folos. Namaste!